Stalingrad de Anthony Beaver. Era foarte caios, apropo să fac așa o mică paranteză, eram la un foc de tabără în vamă într-o noapte și eram cu niște nemți, niște francezi și un turc, mi se pare. Și povesteam, vorbeam și la un moment dat, nu știu cum ajunge la subiectul bătălia de la Stalingrad. E, ca de obicei, nemții habar n-au istoria. Se pare că la ei, la școală, pur și simplu li se predă foarte puțin despre al doilea război mondial. Pot înțelege într-un fel de ce, dar mie mi se pare o greșeală. Și era foarte haios că le povesteam eu nemților ce s-a întâmplat acolo și le zicea la un moment dat, zic, cu mareșalul Paulus, care așa, nu știu ce, și era unul dintre nemții. Dar de unde știi chestia asta? Povesti bunicul? Nu, din cărți, adică foarte, foarte interesant cum Stalingrad, care este unul dintre cele mai importante momente în al doilea mondial și practic la un moment dat și în istoria Germaniei, uite că habar n-au despre el acum nemții. Oricum, ca să venim la una din principalele mele surse despre moment și pe care vă recomand și vouă, această carte, vedeți, destul de măricică, descrie momentul ăsta foarte important. Dacă nu știați, da, nemții înaintaseră deja foarte mult în Rusia, în Uniunea Sovietică în momentul ăla. Se apropiau pe trei direcții, o direcție nord, se duceau spre Leningrad, spre fostul Sankt Petersburg, o direcție spre centru, plecau spre Moscova și o direcție mai în dreapta jos, se duceau spre câmpurile petrolifere din dreapta și pe direcția asta au ajuns la orașul Stalingrad, aflat pe Volga și care avea o mică problemă. Se numea Stalingrad, orașul lui Stalin. Și de aici vă dați seama că Hitler vroia neapărat să aibă o victorie de moral prin care să cucerească, să spună că a fost cucerit inclusiv orașul Stalin, iar ordinul lui Stalin a fost nu se dă niciun metru înapoi. Și de aici a urmat o confruntare absolut gigantică, absolut incredibilă, în care în momentul respectiv două mari imperii, acolo a fost bătălia principală, practic cel puțin pe frontul european. Milioane de soldați și de o parte și de cealaltă au fost implicați aici. Nemții se pregătiseră pentru o campanie fulger, nu erau pregătiți pentru a petrece iarna în Uniunea Sovietică, în Rusia. Vă dați seama ce frig e acolo și au fost prinși în oraș unde se dădeau lupte absolut nu stradă pentru stradă, ci clădire pentru clădire. Rușii rezistau incredibil, pur și simplu erau decimați și veneau întăriri în continuare și rezistau. Vă dați seama, populația civilă încă era pe undeva prin subsolul pe acolo și trăiau, nu-mi dau seama cum trăiau. În sfârșit, citiți aici să vedeți. Și la un moment dat vine iarna. Și la un moment dat pornește contraofensiva rusească, contraofensiva sovietică, cu tot așa milioane de soldați, cu catiușe. Și dacă nu știați, aici și România a avut un rol, din păcate, și spun din păcate ce, pentru că frontul, deci acest oraș era pe Volga, împărțit practic în două, partea din est era încăținută de ruși și cu mici locuri în care mai rezistau în partea de vest, în care nemții aproape o cuceriseră. Și frontul se întindea practic pe Volga, da, înspre sud și spre nord, iar extremitățile lui erau ținute de către diviziile române și italiene. Și rușii au atacat, bineînțeles, diviziile române și italiene pe care le-a dat peste cap, pentru că erau foarte slab echipate și după aceea au venit pur și simplu și i-au înconjurat pe nemți. Și sute de mii de soldați nemți sunt acolo, ținuți, înconjurați, rezistă, acum e rândul lor să reziste de nebuni împotriva unui atac covârșitor al rușilor. Generalii nemți tot încearcă să convingă pe Hitler să se retragă, să încerce o ultimă scăpare, sunt prea mulți prinși acolo. Dacă nu știți, nu vă dau spoiler alert, vă las să citiți cartea, este real ce se întâmplă aici. Dacă nu o să știți, o să vi se pară o nebunie și sper că astfel de nebunii sunt undeva departe, deși n-au trecut decât de atunci 60 de ani, vă dați seama. Dacă vă place, vă recomand de același autor un alt moment incredibil și foarte, foarte important, Berlin, căderea, 1945.